Aș vrea în timpul care ne stă în față câteva gânduri de îndemnare și motivare la o evaluare serioasă a vieții noastre vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă prezența și părtășia Duhului Sfânt în viața noastră. Trăim de obicei ca și oameni într-o stare foarte nostalgică și ne place foarte mult nostalgia. Deoarece schimbările pentru noi devin foarte anxioase și ne sperie foarte mult. Ne obișnuim să trăim într-un fel anume și când suntem provocați la schimbare, ni este foarte greu. Probabil ca și mine și dumneavoastră ați auzit astfel de expresii, eu așa m-am născut și așa vreau să mor arătând de fapt faptul că nou ne place să facem ceea ce știm că este sigur în viața noastră. Ceea ce este incert, preferăm să nu intrăm în acel domeniu. Și din cauza aceea, trăim de obicei într-o stare foarte nostalgică, gândindu-ne la lucruri care au fost, la lucruri care le-am experimentat, la situații care pentru noi au fost sigure și privind înspre viitor, am vrea să reaplicăm același tipar al trecutului și pentru viitorul care ne stă în față. Am spus de mai multe ori și îngăduiți-mi să spun și în această după masă. Gândiți-vă doar la aspectul practic al vieții noastre ca imigranți în Canada am visat întotdeauna să ajungem, cel puțin pentru cei care ați emigrat de bunăvoie, care ați fost poate generația părinților, a bunicilor, care ați făcut acest salt din România spre Nord America. A fost un vis spre o viață mai bună, spre mai multă libertate, mai multe oportunități, să avem, să putem, să ne bucurăm și noi de ceea ce poate să ofere Occidentul. În sensul acesta se visa la ceea ce se vedea în special în spațiul mediatic, cum arăta o fel de America, o țară Cananului cu toate promițătoare. Și uitați-vă că după ani de zile de Nord America, tot cu viața nostalgică trăim. Pentru că românul jet be -jet idealizează tot eugenia, glucoza și cele care le-am mâncat în România. Ne întoarcem tot la acele lucruri pentru că reprezintă, dacă vreți, identitatea noastră. Și acum când ți se pune la de mână să mănânci toate bunătățile care țara aceasta ți le poate oferi noi mâncăm glucoză, că aia e ideea noastră, aia știm noi că așa se mânca în țară și încă spunem copilor noștri, când eram eu de vârsta ta, noi asta mâncam în România. Și așa, triumfalist, cu bucurie, pare că cu satisfacție le prezentăm, să știe și ei ce a însemnat pentru noi identitatea unei vieți care noi am trăit-o. Aceste lucruri din trecut pentru noi reprezintă un punct de echilibru, pentru că le-am experimentat. Am trecut prin ele și privind înspre viitorul care ne stă în față, ne creează un tipar de siguranță dacă rămânem în acele lucruri care noi le-am trăit. Dacă venim în spațiul spiritual, observați că aceleași lucruri se întâmplă. Deseori, dacă privim la situația Bisericii, avem o gândire destul de sombră. Vai de noi, am luat-o la vale, uite, uite, și -o fel de fel de argumente vis-a-vis -vis de situația actuală a vremii în care noi trăim. Desigur, aceste argumente, aceste observații nu sunt lipsite de adevăr. Observăm o luptă care se dă tot mai mult. Un modernism care lovește în biserică și care caută să schimbe toate standardele sfințeniei. În extremă opusă, din cauza acestei imbalanțe, se naște din nou încă o dată un legal Asidu, care caută să închidă totul în niște reguli prin care nu mai este niciun fel de loc de spațiu de trăire spirituală. Și între aceste lupte constante, Biserica, la ora actuală, se vede într-o stare de frământare. Privim înspre viitorul care ne stă în față, observăm situația actuală și uitați-vă cum ne lovește nostalgia. Cântăm cântări precum mai adă Doamne acele vremuri din trecut. Gândim la ceea ce a fost odinioară. Din scrierile fraților care mai devreme de noi au trăit, au rămas acele experiențe bine cuvântate și frumoase și facem apel la ele. Ți-aduce aminte când spunea fratele Cutare că și trăim prin prisma acestor experiențe de mult trăite și tot idealizăm odată era Astăzi nu mai este. Privind la această situație, dragii mei, aș vrea să observăm îndemnul lui Dumnezeu către un popor prins cam în aceeași situație ca și noi și apoi să ne motivăm la ceea ce înseamnă o trăire autentică cu Dumnezeu și pașii care trebuie să-i facem pentru a merge înainte. Gândiți-vă că poporul Israel era acum într o perioadă de reconstruire a templului, din cauza faptului că au renegat legământul lui Dumnezeu, din cauza faptului că s-au întors cu fața de la Dumnezeu. Prorocea prorocul Ieremia că aveau să vină 70 de ani în care țara se va odihni din cauza unui popor care a încălcat legământul lui Dumnezeu la un moment dat Dumnezeu îngăduie din nou să se întoarcă înapoi aceea rămășiță. Se reconstruiește templul cu mult efort și cu multă luptă. Și în constrângerea aceasta, la un moment dat, generația care privea această mișcare începe să ofteze. Odinioară eram prezenți acolo când s-a inaugurat templul la Ierusalim. Eram prezenți când Solomon a ridicat mâinile către Dumnezeu și s-a rugat și a coborât foc din cer pe altarul lui Dumnezeu. Eram prezenți atunci când cânta trâmbița, când veniau cu animale la jerfă și eram acolo, simțeam sentimentul acela și am văzut splendoarea lucrării lui Dumnezeu. Când s-a inaugurat templu s-a cunoscut că Dumnezeu a coborât în mijlocul poporului său. Încă din cartea Genesis dorința Domnului a fost să locuiască împreună cu poporul. Și dacă la început era o locuire în grădina Edenului, într-o părtășie zilnică cu omul, mai apoi o întâlnim la momentele altarelor, când oamenii prin jerfe așteptau revenirea prezenței lui Dumnezeu. Mai târziu îl găsim pe Moise cu cortul întâlnirii și momentele când erau împreună în părtășie cu Domnul. Și acum când a venit templul, era locul permanent al prezenței lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia acum privind la faptul că templul nu mai este, ceea ce s-a construit seamănă, dar nu este ceea ce a fost odinioară, au un oftat în inimă. Și -o Domnul pune o întrebare. Cine a mai rămas între voi, versetul 3, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? așa cum este, nu pare ea ca un nimic în ochii voștri? Privind la ceea ce este, privind la ceea ce se întâmplă, este foarte posibil ca și ei să privim și să spunem, nu mai este nicio speranță. Generația care vine este complet schimbată prin tehnologie, prin mecanica lumii acesteia. Uite că nu mai este nimic a ceea ce a fost. Am pierdut ceea ce aveam odinioară și lucrarea Domnului nu se mai manifestă între noi precum știam noi acele întâmplări. Întâmplări care ne-au rămas imprimate în minte pentru că au fost experiențe autentice cu Dumnezeu. Și avem un Dumnezeu, dragii mei, care a lucrat cu semne și minuni. Gândiți-vă că la un moment dat, o femeie bolnavă, întinsă pe pat, aștepta ori să treacă din viață, ori să facă Dumnezeu o minune. Doi frați, oamenii al lui Dumnezeu, proroci folosiți de Domnul tată și fiu, Arcade și Ionică Lăzăreanu, au ajuns la această familie, au intrat în casă și în momentul în care s-a început rugăciunea, un frate care acum mult mai târziu mărturisea această întâmplare, era copil atunci. Zicea dumnealui că în timpul rugăciunii s-a auzit un vuiet. M-am aplicat cu capul supat să mă uit și vedeam cum fratele Ionică și fratele Cade pluteau în aer. Sub mâna lor, bolnava plutea în aer pe orizontală. Și când frații au spus amin și bolnava a lovit patul, a sărit direct în picioare, complet vindecată. Asta era puterea lui Dumnezeu care era lucru, dragii mei. Și noi am spune, Asta era cu adevărat mișcarea pentecostală. Asta era cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt. Așa arăta lucrarea lui Dumnezeu, prin prorocii, prin descoperiri, prin semne deosebite. O grupă de frați merg împreună la un om care este bolnav. Unul din frații aceștia era un frate rus care vorbea limba română. Când ajung înăuntru, împreună cu ei era fratele Vorobeț, un om care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, Zice fratele Rus, pentru tine, domnul spune așa: Dacă te mărturisești, Dumnezeu astăzi te vindecă pe loc. Au ieșit frații afară, a rămas doar fratele Vorobeț împreună cu omul acesta. În timp ce ei stau de vorbă frații afară, așteaptă când a fost gata discuția, intră înăuntru. Când intră înăuntru, fratele Rus spune așa: Noi nu ne rugăm pentru vindecare. Noi nu cerem vindecarea. Noi doar mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat și atât. Domnul vindecă. Și în timp ce ei se roagă, fratele rus îi oprește. Opriți-vă! Tu n-ai mărturisit tot ce trebuia mărturisit. Fratele spune, așa este. Mărturisește acum ca să poți să fii vindecat. Au ieșit din nou afară, rămâne iară fratele vorobeți, stau dumnealor de vorbă, intră înapoi echipa înăuntru și iară intră în rugăciune. În timpul rugăciunii, iară spune fratele rus, doar mulțumim Domnului. Și în timpul rugăciunii oprește iară. Tu n-ai mărturisit ceea ce trebuie să mărturisești la care omul spune așa, dacă este vorba despre ceea ce mă gândesc eu, mai bine să mor decât să mă mărturisesc. Au durat două zile și omul acesta a murit. Ei, noi am spune, asta era lucrarea Duhului Sfânt. Descoperiri autentice, manifestare puternică, așa arăta lucrarea Duhului Sfânt. Mai adă doamne acele vremuri din trecut. Și privind la situația actuală, începem să intrăm într-o stare de disperare. Viitorul nostru este incert, o generație care nu se mai identifică cu valorile noastre, toate s-au schimbat, toate se pierd. Și în contextul acestei frământări, apare Domnul și spune astfel: Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Dragii mei, ceea ce dă garanția biruinței pentru ziua de mâine este prezența Duhului Sfânt în adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt să ne ghideze, să ne călăuzească, să ne ajute, să lucreze pe mai departe. Și dacă noi ca oameni ne schimbăm, avem unul care este același ieri, azi și în veci și asta este numele Domnului Mărit să fie numele Său. De aceea, dragii mei, privind în contextul acestor frământări, biserica va trebui să înțeleagă că singurul factor care ne poate da biruință este prezența Duhului Sfânt între noi. Și aici aș pune o întrebare. Iubită biserică penticostală Betel, mai credeți dumneavoastră în Duhul Sfânt? Amin. Mai credeți în părtășia Duhului Sfânt în adunare? Amin. Pentru că e ușor să spunem amin aici la adunare, la astfel de expresii. Este ceva complet diferit să trăim experiența autentică a prezenței și a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Tul Sfânt, când intră în viața noastră, face lucrări, schimbă, dă direcție, ne umple de har, își face manifestată prezența între noi. Întrebarea se pune, aceasta mai este prezent în viața noastră? Sau am rămas doar cu emblema penticostală scrisă pe clădire și undeva în buletinul nostru de la botez ne-a rămas scris Biserica Penticostală, loc unde eu am fost botezat? Dragii mei! Dumnezeu nu vrea oameni care aderă la un club. Dumnezeu vrea mădulare vii în trupul său care este biserica. Doamne ajută la aceasta! Pentru viitorul care ne stă în față, singurul factor care ne va da garanția binecuvântată a Harului Dumnezeu este Duhul Sfânt care încă vrea să mai lucreze între noi. Și în sensul acesta, dragii mei, m-aș întoarce doar să observ pe scurt care sunt acele elemente ale lucrării Lui Dumnezeu, care ne duc pe noi în făgașul binecuvântat a lucrării Lui Dumnezeu. Care sunt acele dovezi ale prezenței Duhului Sfânt în viața noastră? Noi, ca frați penticostali, foarte mult ne place să ne ascundem în spatele unui semn exterior care se numește vorbirea în alte limbi. Frate, eu vorbesc în alte limbi. Cineva spunea spunea odată, frate Andrei, să știi că dacă vrei să arăt acum, că pot vorbi în alte limbi. Uite, pot să încep acum pe loc. Dorind să-mi dovedească, din cauza faptului că erau niște probleme personale și prin contracarearea făcută, spunea el, vrei să-ți dovedesc? Uite, acum vorbesc în alte limbi. Nu uitați că și în biserica din Corint exact aceeași problemă se remarca. Ei își argumentau, dacă vreți, lipsa lor de pocăință spunând că sunt ai Domnului prin faptul că vorbeau în alte limbi. Și prin aceasta se observa schizma de la cina Domnului, luptele dintre ei că se dădeau în judecată unii pe alții, crizele de, de imoralitate și de păcate în mijlocul lor, iar ei spuneau, noi vorbim în alte limbi, frate. Dragii mei, nu uitați! Când Duhul Sfânt botează o persoană, o dovadă exterioară prezentă la momentul botezului este vorbirea în alte limbi. Este adevărat, noi recunoaștem această dovadă a botezului cu Duhul Sfânt. Dar dovada esențială că cineva a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt este că în viața acelei persoane se manifestă roada Duhului Sfânt. Asta înseamnă că omul acela își va regăsi viața în versetele găsite în Galaten, capitolul 5, de la 22 în jos. Adică un om în care se reflectă dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, de lunga răbdare, înfrânarea poftelor. Eu pun o întrebare. Aceste elemente sunt prezente în viața dumneavoastră, la mei? Sau nu? Al minte, degeaba ne batem cu pumnul în piept, spunând noi, noi suntem penticostali penticostali, sunt cei care cu adevărat trăiesc în lumina și în prezența Duhului Sfânt. Dorința mea pentru Biserica Betel este ca Dumnezeu să vă umple de prezența Duhului Sfânt. Nu doriți toți, că încă nu văd acel sentiment de dorință, dar eu îmi doresc ca în această seară Domnul să lucreze între voi, dragii mei. Știți că această lucrare este autentică, reală și încă se mai manifestă între noi? Unii pun la îndoială, în primul rând, dacă vorbirea în alte limbi este o realitate și dacă nu este doar o fabulație carismatică. Pentru că, privind în spațiul evanghelic, în special americanii, mulți au fost foarte afectați de ceea ce au văzut, spunând: Păi n-ai văzut că doar bolborosesc împreună. De altfel, asta ce înseamnă? E nimic. Asta înseamnă că este totul fabricat, nimic nu este real. Și totuși experiențele care s-au remarcat în timp, au dovedit că Dumnezeu este Cel care lucrează prin Duhul Sfânt, mărit să fie numele. La un moment dat în Africa, un frate român era prezent. De la noi din adunare o soră era și a prezent acolo, mergând împreună cu un grup pentru a ajuta aceea lucrare care se făcea acolo, prin lucrarea cu surorile și altele care se făceau în Africa. În timp ce erau împreună, fratele avea să predice din cuvântul lui Dumnezeu. Fiind român și vorbind doar limba română, avea nevoie de cineva să-l tălmăcească în limba engleză și apoi cineva de acolo avea să-l tălmăcească și în limba lor din Africa. Fratele întreabă unde este traducătorul și traducătorul nu venise. Nu era cel care să poată traduce din limba română în limba engleză. Sora care era prezentă din Canada Vorbea fluent în limba engleză Și cineva i-a spus soră: măcar ajută tu Dumnezeu spune, mie mi-e rușine Eu sunt o soră Eu nu îmi permit să fac așa ceva Măcar că nu era vorba să predice dumnezeu ei Ci doar să traducă Dar nu mă simt comodă să fac aceasta Văzând în schimb că nu este absolut nimeni prezent A zis că n-a avut de ales S-a ridicat lângă fratele Fratele a început să vorbească Și ea traducea în limba engleză După două, trei, patru fraze fratele acesta începe să vorbească în limba engleză. Face ochii mari, sora și la rândul ei face ochii mari să uită la el, se trage deoparte, se pune pe un scaun și a continuat o predică de aproape o oră în care a vorbit fluent în limba engleză. Fără ajutor, fără notițe, fără altceva, Duhul Sfânt vorbea prin fratele acesta. Dragii mei, ăsta e Duhul Sfânt care lucrează mărit să fie în numele Domnului. La Biserica Gloria de la Bujac, cei care sunteți din zona aceea, Poate știți întâmplarea. Cei care trăiseră această experiență au rut de la noi în biserică și fratele pastor Moise Ardelean îmi reconfirma această întâmplare anul trecut în februarie când am vizitat Biserica Gloria. La un moment dat, la un timp de stăruință, o fată baptistă vine și ea la biserică să vadă dacă este autentică lucrarea care se întâmplă la frații penticostali. În timp ce este stăruința, o tânără din față este botezată de Domnul cu Duhul Sfânt și începe să vorbească în alte limbi, în limba italiană. Frații au recunoscut tiparul limbii, dar nu înțelegeau ce spune această tânără. Când s-a terminat stăruința, fratele moi se spune ce trist este că nu este nimeni aici, nimeni care să vorbească limba italiană. Este evident că fata aceasta vorbea în limba italiană. Noi n-am înțeles. La care fata baptistă se ridică și spune eu vorbesc limba italiană. În momentul când fata aceasta a fost botezată cu Duhul Sfânt, ea s-a întors cu fața către mine și mi-a spus astfel în limba italiană: Este bine că ai venit în locul acesta. Eu te-am adus aici ca să-ți arăt că aceasta este lucrarea mea. Vreau să vă întreb, dragii mei, lucrează Duhul Sfânt? Mărit să fie în numele Domnului. Ăsta este Duhul Sfânt care lucrează. Ăsta este Duhul Sfânt despre care noi spunem: mai adă Doamne acele vremuri din trecut. Dar știți că Duhul Sfânt mai lucrează și în ziua de azi? Pentru că noi avem această percepție că astea au fost atunci, 60, 70, 80 de ani în urmă. Același duc sfânt încă mai lucrează și în ziua de azi, încă mai face lucrări de slavă, și același duc sfânt încă își proslăvește numele, lăudat să fie numele Domnului. În săptămâna în care a trecut am avut stăruință la adunare, la un moment dat, un frate slujitor se apropie de o soră care și-a rugă în față, pune mâna pe capul ei și, în timpul rugăciunii, spune niște cuvinte așa cum le-a primit din partea lui Dumnezeu. În seara aceea, sora îi dă un mesaj și îi spune, frate, să știi că azi am venit la adunare cu niște frământări în inimă. În timp ce s-a făcut chemarea să vină în față și cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar nu mai au părtășia, am simțit un îndemn să vin și eu în față, dar mi-a spus că uh, nu cred că o să vin. Pentru că s-a făcut a doua oară chemarea, am primit îndemnul să vin în față și m-am decis să mă duc. În timp ce mă rugam în față, spuneam lui Dumnezeu niște cuvinte, niște dureri, niște frustrări din viața mea. La un moment dat ai venit și te-ai rugat lângă cineva și am spus așa: Dacă Dumnezeu mă vede pe mine aici unde sunt, să vină fratele și la mine, fără să zic eu absolut nimic. Dar, deodată, te-ai întors și ai plecat în altă direcție și am spus, sigur, nu a fost din partea Domnului. A trecut un pic de timp și te-ai întors înapoi și ai pus mâna pe mine. Și, în timp ce te rugai, erau exact cuvintele care eu le spusesem lui Dumnezeu în rugăciune, în durerea inimii mele, să știi că Dumnezeu. Dumnezeu m-a ascultat, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, ăsta e Duhul Sfânt care lucrează, nu acum 60-80 de ani, ăsta e Duhul Sfânt care lucrează și azi mărit să fie numele Domnului. Și de aceea, iubită biserică Betel, privind la starea actuală, privind la Biserica Betel, voi care sunteți aici membri, aparținători, sunteți prezenți în adunare, veți spune, da, dar nu este cum a fost, că odinioară așa lucra Domnul, odinioară și aici era hal, era prezență, odinioară, dar acum nu mai este. Priviți la casa aceasta, cum o vedeți voi, în ochii voștri n-are nicio valoare, dar să știți că eu rămân credincios legământului care l-am făcut cu voi în ziua când ați intrat în apă a botezului și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți, mărit să fie Domnul! Duhul Sfânt încă vrea să lucreze în locul acesta și spunea Domnul, încă o dată voi clătina cerurile și pământul și am să fac o lucrare de noire și am să dau pacea, zice Domnul. Dacă ne dorim ceva, dragii mei, îi să mai lucreze Duhul Sfânt în adunarea aceasta. să -l simțiți pe Dumnezeu și să mărturisiți lucrările Lui. Asta începe printr-o aliniere după călăuza, direcția și ghidarea care o dă Duhul Sfânt. Pentru că la capitolul slujire, ghidare, călăuzire, nimeni nu știe ce este mai bine pentru Biserică decât cel care a fost trimis să-și călăuzească Biserica. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu. De aceea mă întorc, noi nu ne argumentăm printr-o vorbire în alte limbi penticostalismul nostru. El se vede printr-o trăire practică a unei inimi înnoite, schimbate, sfințite de puterea lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim despre implicarea Duhului Sfânt în viața noastră, care ar fi domeniile în care Dumnezeu ar vrea să lucreze prin Duhul Sfânt? Foarte pe scurt, observați patru lucruri împreună cu mine. În Cartea Ioan, în capitolul 14, cel mai complex găsim prezentat de Domnul Isus, felul în care Duhul Sfânt avea să lucreze. Ne spunem 14 cu 16 și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Mai târziu, ne spune că este Duhul Adevărului. Duhul Sfânt este numit mângâietorul. Trăim, dragii mei, într-o vreme în care lumea este tot mai prinsă în fel de fel de stări, în frământări, anxietate, depresie, aceste boli, dragii mei, care acum nu 100 de ani, acum 40 de ani, 30 de ani, nici nu discutam despre ele. Acestea au cuprins tot mai mult oamenii. Vezi oameni care nu mai pot să doarmă noaptea, care nu mai au apetit de mâncare, care n-au liniște când se culcă, și aceste stări demonstrează lupta care se dă. Apelează oamenii la fel de fel de metode. Și dacă mergi la psiholog, dragul meu ascultător, știi ce, îți va spune. Fă exerciții de respirație. Respiră încet, respira adânc, pentru că acestea te vor ajuta. Gândește la ceva pozitiv, pentru că realmente vorbind, în această taina omului nimeni nu poate pătrunde. Și atunci se prescriu medicamente și se iau antidepresive și altele care au multe efecte secundare și vezi pe omul care este chinuit. Dragii mei, Singurul care poate pătrunde acolo unde nimeni nu poate atinge, singurul care poate schimba și poate la ridicare este Duhul lui Dumnezeu. Duhul acesta este numit Mângâietorul și el mânghie ca nimeni altul, mărit să fie în numele Domnului. Are Duhul Sfânt capacitate de mângâiere cum nimeni nu-și poate imagina. Gândiți-vă la un exemplu un pic mai clasic. Mai mulți ani în urmă, un om pe nume Joseph Scriven locuia undeva în Marea Britanie. Aveam plan să se căsătorească, să logodise cu o fată și acum a planificat nunta cu puțin timp înainte să se căsătorească. Această miriasa lui acum a să-l viziteze că l-are pe un cal. La un moment dat, trecând pe lângă un râu, calul s-a speriat, s-a ridicat pe picioarele din spate, fata a căzut, a lovit în apă cu capul o piatră și a rămas acolo și s-a necat. O mare tragedie și durere. Ce-am face noi într-o astfel de circunstanță? că de obicei noi, frații pentecostali, brevetați cu acele stele ale vorbirii în alte limbi, care ne lăudăm că avem puterea, în momentul când ceva ne eșuiază și nu ne merge bine, dăm cu toate doinele pentecostale, că nimeni n-are doine cum au românii. Și începem noi să ne văicărim prin cântare, inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, te rog, nu mă lăsa. Și cântăm și ne văicărim, și plângem și apoi ne tragem la socoteală cu Dumnezeu. Dar cum să-mi facă mie Dumnezeu una ca asta? Dar cum să mă Dumnezeu pe mine la... Așa ceva. Dar cum să trec eu pe aici? Că noi ne gândim că toată lumea se învârte în jurul nostru. Omul acesta nu face nimic altceva decât într-o profundă stare de cercetare cu Dumnezeu, decide să se mute din, din Marea Britanie în Canada, undeva înspre zona unde suntem noi la ora actuală la Kitchener, mai jos de noi un pic. În locul, localitatea aceea a început să ajute oamenii. Într-o zi îl vede cineva mergând cu un fierăstrău în spate spunând un astfel de om aș vrea să angajez pentru munca de la câmpul meu la care vecinul îi spune să tu, că omul acesta nu-l poți angaja. De ce? Pentru că el merge să ajute doar pe cei ce nu se pot ajuta, cei care sunt săraci și n-au cu ce să se ajuta. El asta vrea să facă pentru Dumnezeu. Așa a gândit omul acesta. Din nou se îndrăgostește de o fată, planifică să facă nunta și cu puține zile înainte de nuntă, din cauza unei infecții foarte mari, această mireasă din nou moare. Și a doua oară este lovit, am zice noi, în soartă. Mă întorc ce am face noi într-o astfel de circunstanță. Omul acesta, sub influența și prezența Duhului Sfânt, amintesc, nu era român penticostal, nu era de nostru, era un englez, așa cum e tot bajocorine, că numai englezii nu sunt ca noi. Omul acesta, sub influența Duhului Sfânt, compune o cântare. O ce prieten am în Isus o cântare care și noi o cântăm în adunările noastre, What a friend we have in Jesus. Omul acesta compune această cântare sub influența și autoritatea, sub puterea Duhului Sfânt, că cel care singur poate mângâia inimile noastre este Duhul lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc în această seară, dragii mei, să mai coboare Duhul Sfânt în adunare, să mai cuprindă Duhul Sfânt inima noastră, că avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este mângâietorul. Apoi observați în Ioan 14 cu 26, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va duce aminte de tot ce v-am spus eu. Avem nevoie de Duhul Sfânt și prezența Lui în viața, în contextul comunității noastre, ne ghidează, ne călăuzește și ne învață, dragii mei. Și câte nevoie avem de această învățătură din partea Duhului Sfânt. Vin oamenii cu fel de fel de teorii, cu fel de fel de argumente și uitați-vă că în toate ele ne pierdem și nu găsim biruința. Singurul care are tainele înțelepciunii, care a scris și a insuflat cuvântul Domnului și prin care putem să interpretăm corect cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Duhul Sfânt ne învață, este Cel care este un mentor pentru noi, mi aminte cu mai mulți ani în urmă, într-o fază a tinereții, Aveam o plăcere foarte mare să ascult muzică și îmi plăcea să mai ascult și muzică lumească, că are ritmul ei. Nu uitați că cel care acum noi îl numim diavolul, mai devreme după profețiile vechi testamentare, am înțelege că era liderul de cântare din cer, știe bine cum lucrează muzica. Și acest înger acum influențează mult muzica care se cântă. Aviz celor care le place să asculte muzica lumească. Nu uitați că artiștii vremea acesteia își derivă, dacă vreți, sursă de inspirație din sursă demonice. O mare artistă care a scris cântări pentru mulți și ea însă și are cântări care se cântă peste tot la radio, spun ea, că ea crede într-o putere care este în cer, care este un fel de transgender și de acolo îi vine influența ei. Și apoi oamenii cântă și cântă de numai numa. Ei, Sub aceste stări în care din când în când oscilam, apărea Duhul Sfânt ca învățător și mi-apăra o întrebare în minte. Aceasta este lauda pentru împăratul? Că spune în psalmi, lauda mea este doar pentru Împăratul. Asta e lauda pentru Împăratul. Și mă simțeam mustrat, mă judecam și spuneam că mă opresc. Și trecea un pic de timp și iar mă reîntorceam. Și iar venea acest învățător și spunea, asta este lauda pentru Împăratul. Și după un timp oarecare, Duhul Sfânt a folosit un alt mecanism de corectare ca să învăț ceea ce vrea Domnul să facă în viața mea. Această corectare a adus o schimbare care a rămas pe permanente de atunci până acum, pentru care eu zic, lăudat să fie Domnul pentru ce a făcut în viața mea. Dragii mei, Duhul Sfânt este Cel care ne învață. Îți dă sfaturi, îți dă ghes, îți vorbește, te încuvințează, te ajută, te crește. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. De aceea ne rugăm din toată inima să mai coboare Duhul Sfânt la noi în adunare în al treilea rând, dragii mei, Ioan 15, cu 26, când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care îi de la Tatăl, El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Duhul Sfânt mărturisește despre Fiul și ne mirăm că nu avem argumente îndeajuns, că nu știm cum să poziționăm cuvintele, nu știm cum să convingem pe oameni despre Dumnezeu. Nu uitați, cel care mărturisește despre Fiul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un ateu convins care era student doctorant la filozofie, este convins de un coleg de-al său, prieten de-al său de altfel, care era student doctorant la teologie, să meargă la biserică. Mai devreme a o discuție foarte asiduă, prin care a încercat prietenul să-l convingă despre Dumnezeu. I-a dat argumentele teologice și ontologice și multe altele prin care să-l convingă de existența lui Dumnezeu la un moment dat spune prietenul, auzi, am și eu un argument, nu cred. Ce poți să-mi spui acum? Nu cred. Nu vreau să cred. La care el îi spune, pentru că mi-ești dator ca prieten, vreau să vin împreună cu mine la adunare. Și-a acceptat din cauza unei datorii. Într-o zi de joi seara merg la biserică. Și precum se întâmplă, avem și noi așa un fel de așteptare ca duminică întotdeauna să fie har, că atunci așteptăm să se predice, poate să vină musafiri, la marți, joi, seara. De obicei vin cam cei care iubesc pe Dumnezeu, cei care vor să se roage, care chiar iubesc rugăciunea. Și acest prieten merge împreună cu acest prieten pocăit, joi, seara, la adunare predicau un frate în vârstă într-un stil mult mai monoton, fără multe argumente, la care nu prea te așteptai să fie cine știe ce mare schimbare sau mari argumente. Dar în timpul predicii, fratele nostru pocăit aude pe cineva plângând lângă el și când se întoarce, era prietenul la Îi dă un cot și îi spune oprește, că se uită oamenii la noi. La care el îi spune: "Până acum ai căutat să mă convingi tu." acum mă convinge Dumnezeu că există. Dragii mei, ăsta e Duhul Sfânt care știe să schimbe inim. ăsta e Duhul Sfânt care mărturisește despre Tatăl, despre Fiul, Cel care lucrează în viața noastră. De ani de zile ai căutat argumente să-ți înveți copilul, să-l întorci la Dumnezeu, să ți spui rudei tale, mamei, tatei, bunicului, oricine ar fi din familia ta, unchiului tău și nu te ascultă. Avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră, Cel care poate face schimbare care noi nu putem face. De ce îmi doresc din toată inima încă o dată, Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt. Amin. Și în ultimul rând, dragii mei, Ioan 16 cu 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Trăim într-o vreme de confuzie. Se spune că va începe războiul mondial al treilea vin fel de fel de vorbitori luști, unii chiar pretinzând că sunt păstori creștini, care vin cu atâtea teorii de conspirație care te înfioară, te sperie și ascultă oamenii. Când se predică Evanghelia curată despre Dumnezeu, pocăință și cele simple care ni le dă Domnul, a să ni se par prea jos de noi, să vină ea cu argumentele foarte mari, să ne explice, să ne arate și din ce speță de neam va veni Anticristul, ca să ne plac nouă. Uitând, dragii mei, că în vederea revenirii Domnului, suntem chemați să vegem în vederea rugăciunii. Nu că e rău studiu biblic, dar observați că prea mult ne-am axat pe teorii, pe conspirații și am uitat că puterea vine din părtășia cu Duhul Sfânt. Doamne, dă-ne înțelepciune în această seară! Ei, dragii mei, Duhul Sfânt ne descoperă lucrurile viitoare, ne vorbește, ne pregătește. Știți că Duhul Sfânt a vorbit despre pandemia prin care am trecut dar n-am luat aminte. Mă duc aminte, în casa părinților mei, mai mulți ani de zile a fost rugăciune. Și aici, la Kitchener fiind, undeva, dacă nu greșesc, în anul 2009, într-o oarecare măsură mai recent, primisem o lucrare care fusese printr-un vas al Domnului din biserica noastră. Acolo, în casa la părinții mei, spunea Duhul Sfânt astfel în anul 2009. Vine o vreme când va fi o boală și se va striga carantină. Cuvântul carantină nu este un cuvânt care îl folosim în vocabularul nostru. Poate de specialitate, sigur, dar cuvântul carantină noi nu îl folosim. Duhul Sfânt vorbise cu mult timp înainte despre ceea ce avea să vină. Sigur, noi nu luăm aminte, pentru că noi avem fel de fel de tipare și de gândiri despre ceea ce se întâmplă. Duhul Sfânt va descoperi lucrurile viitoare și avem nevoie de Duhul Sfânt, dragii mei. Avem nevoie de călăuzire, de lumină, de liniște, de această putere care vine din cer. Dragi frați pendicostali, mai aveți nevoie de Duhul Sfânt? privind la starea actuală, ne evaluăm și realizăm cât de goi am devenit. Avem atâtea dragii mei în adunare, avem cântăreți ilustri, avem vorbitori bine pregătiți, avem clădiri frumoase și chiar impunătoare, avem resurse financiare de care biserica primară, dacă îi puneai pe toți la oaltă, n-ar fi dispus de ele. Dragii mei, avem de toate și tot mai puțin avem puterea și prezența Duhului Sfânt. Ne mai și măgulim apoi că noi oricum suntem ai Domnului că odată am vorbit în alte limbi, uitând că Duhul Sfânt, dragii mei, vrea să aibă comuniune cu noi câtă vreme îi dăm loc să fie în viața noastră. Închei prin a vă arăta doar un singur lucru foarte simplu la care aș vrea să vă gândiți foarte adânc. Duhul Sfânt rămâne în mijlocul nostru câtă vreme și noi creăm un cadru potrivit în care Duhul Sfânt să lucreze. Dacă ați avea un prieten drag, de care vă place foarte mult, dar care prin manierismele lui sau a ei vă incomodează foarte tare, vă întreb care ar fi reacția cea mai naturală? Să mă distanțez. Avem noi românii o expresie mai răruț că e mai drăguț. Realizând că e o problemă, mai bine ne întâlnim mai rar că văd că e problema aici. Pentru că mă enervează, mă incomodează felul de a fi. Dacă Duhul Sfânt se simte incomodat de noi, dragii mei, ascultați-mă bine, el se retrage, el nu forțează, el se retrage. Și aș întreba astăzi, care sunt acele lucruri care supără, care întristează pe Duhul Sfânt? Că noi ne gândim că pe Duhul Sfânt îl întristează curvia, homosexualitatea, beția, furtul, fumatul, drogurile, lucruri despre care Pavel spunea, nici măcar să ne amintim despre ele, că la cei pocăiți așa ceva, nici n-are ce să fie în viața noastră, Doamne, fer de ele. Dar, dragii mei, știți că sunt lucruri mult mai fine, păcate acceptabile, care întristează pe Duhul Sfânt, dar care pentru noi nu sunt nicio problemă? Efesen, capitolul 4, cu 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și acum, ascultați. Orice amărăciune. Știți că amărăciunea îl întristează pe Duhul Sfânt? Că te-o supărat odată cineva și acum de ani de zile tu nu poți depăși. Tu ai rămas cu aceea problema ta înțepenită și tu nu mai poți să ierți. Tu nu poți lua cina Domnului. Tu nu poți să-l vezi la adunare. Dacă se pune pe bancă lângă tine, te ridici și mergi mai încolo, ca nu cumva să stea lângă tine, ca ai amărăciune. Și te măgulești că tu n-ai curvit, na bravoție. Ce vrei să facem? Trofeu, medalie? Normal că nu-i voie să faci așa ceva. Dar ce ne facem cu amărăciunea? orice iuțeală, dragii mei, și observați cât de puțină răbdare avem între noi, ne sare țandura, cum zice noi românii, ne enervăm imediat, pentru că suntem iuți ca oameni și iuțeala întristează pe Duhul Sfânt. Orice mânie, aici e mult de vorbit, orice strigare, dragii mei, și stai în casă cu copilul, stai cu minte, stai cu minte, stai cu minte odată, dar trebuia să ridic tonul, că nu mă ascultă sau mai rău, soțul țipă la soție, soția țipă la soț, țipă pe voci unul la celălalt. Și noi ne măgulim că n-am furat, n-am mințit, n-am dat în cap la nimeni. Dar ce ne facem cu păcatele acceptabile care întristează pe Duhul Sfânt? Și apoi spunem, uite că nu-i har între noi, nu-i har în adunare. Dacă ar face păstorul, dacă ar face comitetul, dacă ar face frații, dragii mei, e nevoie să ne întoarcem înapoi la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E nevoie să ne apropiem tot mai mult de Domnul și să realizăm că e nevoie să-i dăm loc să lucreze în viața noastră. Privind la starea actuală, comparând cu ceea ce a fost, am putea și noi, ca eu din Ioară, cu Zorobabil și cei care au prezență, spunem, uite că nu mai este ce-a fost. Nu uitați, Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu rămâne același ieri, azi și în veci, mărit să fie numele. Cel ce a lucrat acum 4.000 de ani, 2000 de ani, 100 de ani, 50 de ani, mai lucrează și în ziua de azi mărit să fie Domnul. El încă vrea să lucreze la Biserica Betel, în viața dumneavoastră. Aveți loc pentru Duhul Sfânt să mai preia controlul, să lucrezi de abiruință, să dea o nuanță nouă? Dumnezeu să vă întărească la aceasta. Și împreună cu noi de la Chicineri și toți laulaltă, să fim o biserică vie, plină de puterea Duhului Sfânt, care să umblăm zilnic în ceea ce înseamnă o călăuzire, o, dacă vreți, un marș la pas cu Duhul Sfânt, prin care să se vadă zilnic că Duhul Sfânt locuiește peste și este în noi. Și în ziua când se va întoarce Domnul, cei care suntem plini de Duhul Sfânt să mergem acolo, unde Duhul Sfânt așteaptă ca să fim și noi împreună cu Fiul și Tatăl. Amin.